Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit la citirea noastră zilnică sau la citirea momentului prezent. Eu sunt Meme, sunteți minunați și nu uitați. Citirea este generală, suntem mulți, suntem originali și avem percepțiile diferite. Dacă rezonați cu mesajele, atunci bun, e bine. Dacă nu rezonați, din nou, e bine. Însă, treceți mai departe, luați doar ceea ce vă convine, ceea ce vă ajută, ce nu. Lăsați în urmă. Haideți să vedem. Relație, sănătate, plan material, sănătate. Înainte de a întoarce cărțile, vreau niște cărți oracol cu mesaje. Mesajele pentru astăzi sunt oho, câte sunt. Hai, dacă au căzut, le iau. Timpul. Aveți nevoie de timp. O schimbare care are nevoie de timp. Un progres necesită timp. Este timpul să vă vindecați. Vorbim aici despre cicluri, da? De viață. Aici vorbim despre fericire, despre expresie și bucurie. Este timpul să vă bucurați de ceva. Aici avem oglinda care vorbește despre percepția noastră, despre percepția noastră, despre relațiile din viața noastră și despre imaginea noastră de sine, despre introspecție. Aici avem abundență. Mamă, câte au ieșit. Abundență. Să fim optimiști, să fim puternici, să fim pozitivi. Aici avem cartea Sufletele Gemene, Yin Yang, balanță și echilibru, uniune. Aici avem cartea care vorbește despre indulgență, despre valoare, valoarea mea, despre valoarea de sine, despre autoapreciere și despre vindecare din nou. Da? Aici avem stabilitate, securitate, permanență și creștere. Și aici avem camera care vorbește despre trecut, despre percepția noastră, despre a învăța din trecut și despre a ne face noi amintiri. O citire cât o zi de post de lungă. Le-am luat pe toate, da? Dacă au ieșit, eu le-am luat. Hai să vedem cum se aplică în citirea noastră. La relații, pasiune. Ok. La relații, avem așa. Posibil pentru unii dintre voi, într-adevăr, să aveți legătură cu flacăra geamănă, pentru că flacăra geamănă face du-te vino în viața noastră. Asta e o carte care spune, du-te vino, azi ești, mâine nu ești, azi te iubesc, mâine nu mai știu. Te iubesc, dar mă duc eu la treaba mea așa, e o nebunie totală, da? O nebunie totală cu sufletul geamăn. Iar aici spune, este vremea să vindecați, este vremea să vă dați seama ce iubiți și ce vreți. Și aici, surpriză de la univers, cu turnul, o schimbare, ceva ce se va petrece în viața amândorura, care să vă bucure, care de fapt să vă ducă în uniune. Este o însemnătate foarte spirituală aici, pentru că pajul de bâte vorbește despre a-ți transmite foarte multă pasiune, a simți că ți iese inima din piept, așa. Și șase de spade vorbește despre vindecare, despre foarte multă pasiune ținută în frâu și neeliberată. Și atunci se creează dezarmonie în corp. În timp ce turnul vine și spune să-ți eliberezi tensiunea acumulată și să te bucuri de viață, indiferent de momente, indiferent de discuții și așa mai departe. Vom vedea ce înseamnă fiecare carte în parte. Pentru pajul de bâte, avem șapte de bâte. Pe semne că până acum fiecare s-a apărat, da? Că aveați posibil foarte multe discuții, dar asta înseamnă și că amândoi ați prins curaj. Amândoi ați prins curaj să
vă dați frâu liber pasiunii și trăirilor, da? 6 de spade. O are pe regina de cupă, de cupe. Regina de cupe. Asta înseamnă că plec într-o călătorie a vindecării mele. Asta înseamnă că fiecare separat posibil să vă fi dat seama cât de mult vă iubiți unul pe celălalt. Să vedem aici turnul ce vrea. 7 de bâte cu regina de cupe vorbește despre mi-apăr iubirea și o apăr cu toată forța sufletului meu. 10 de cupe. Turnul vă duce către 10 de cupe, dragii mei. Turnul nu este o carte negativă. Turnul este imboldul, brânciul pe care ni-l dă viața pentru a ne duce pe drumul nostru, pe drumul potrivit. Este o hotărâre foarte importantă aici. Este venită de sus. 6 de spade, claritate. Avem claritate. Și avem claritate și aici în mesaje. Posibil unii dintre voi să aveți un soi de revelație majoră în ceea ce privește relația voastră. Clar, este o energie generală și aici de acest tip de energie veți avea parte foarte mulți dintre voi. Foarte mulți. Se întâmplă ceva la nivel de relație foarte puternic. Intervine turnul, intervine universul și schimbă dinamica. Mai ales dacă sunteți suflete gemene, mai ales. Iată aici rigiditate. Da, posibil să fie amândoi partenerii să fie opus rezistență până acum și pur și simplu în viața voastră să se întâmple și de o parte și de cealaltă, niște lucruri mărețe, niște lucruri profunde, indiferent de care ar fi acelea. Și situația să se transforme. Fiecare dintre voi să primiți așa cumva un brânci, un bolt de la univers pentru a transforma relația. Și aici avem cartea care spune nuntă. Poate fi efectiv căsătorie între voi doi sau unii dintre voi să intrați într-o relație stabilă unul cu celălalt. Punct. Punct. Punct și de la capăt, adică clar. La planul financiar avem împăratul, regina de cupe din nou, 9 de bâte și 9 de monede. Unii dintre voi vă deschideți o afacere și porniți pe cont propriu ceva. Unii dintre voi aveți o discuție cu șeful în care vă construiți și argumentați foarte puternic meritul vostru pentru a obține venituri suplimentare sau o creștere. Da? Vedeți cum sunt aici banii ăștia mai puțini? O creștere. Dacă nu aveți curaj să o faceți pentru că primiți. Personajul acesta este cu mâna îndreptată către cer. Da? Așa primim energie. Primiți. Unii dintre voi primiți o finanțare pentru afacerea voastră dacă aveți o afacere. Începe ceva mai bun aici. Iată, cumpătarea. Acum în decembrie, posibil până pe 14 decembrie sau o oră, două, să fie importantă pentru voi. Discuția cu șeful, șefa sau cu managerul, managera să fie una diplomată. Asta spune cumpătarea, pentru că este ceva ce se poate relua, este ceva pe care puteți să construiți și să obțineți ce vă doriți. Și 8 de spade, fără teamă, pentru că vă este teamă să aveți o discuție și să luptați pentru ce e al vostru, pentru dreptul vostru. Nu vă bagă nimeni în traistă, știți expresia aceea. Pajul de spade, iată, vorbiți, mergeți, da, către șansa voastră, pentru că este una benefică. Iar aici, la partea de plan emoțional, hai măi, la cine joc la nuntă aici? Serios acum, care se căsătorește să mă cheme la nuntă? 4 de bâte, nuntă, bucurie, petrecere. Aici am puterea,
Eremitul și asul de monede, un nou început. Ce fel de energie este aceasta? Bun. La nivel de sănătate, eremitul este pe axa sănătății și a medicinei. Aveți o nouă șansă, vă vindecați de ceva, primiți un aviz clinic sănătos sau trebuie să cheltuiți niște bani pentru a vă vindeca. Aici văd că trebuie să vă faceți niște analize pentru inimă, dar orice am discutat aici este cu bucurie. Alții dintre voi mergeți la un eveniment unde trebuie să plătiți niște bani, dar vă veți simți foarte bine sau mergeți la un eveniment unde primiți o răsplată, un eveniment din acesta de sfârșit de an, o petrecere, o masă, unde sunteți răsplătiți, unde veți străluci. Unde veți străluci, iar alții dintre voi doriți să vă retrageți o perioadă voi cu voi înșivă și să vă bucurați de cei al vostru, nu știu în ce măsură, iar alții dintre voi primiți o propunere, da, o propunere stabilă pentru o căsătorie, unii dintre voi vă organizați posibil nunta undeva în vară, iată sfârșit de august, leu fecioară, sfârșit de august, început de septembrie. Sau august-septembrie. Cinci de bâte. Unii dintre voi, dacă vă organizați nunta, sunteți un pic stresați cu pregătirile pentru nuntă, iar alții dintre voi până acum ați gâfâit efectiv. A fost o luptă de orgolii, a fost o avalanșă de emoții aici pentru voi până în prezent. Și turnul. Nu vă mai îngrijorați, pentru că orice vreți voi să faceți, lucrurile se așează exact așa cum trebuie. Voi vreți stânga, dar dacă în stânga e o groapă și nu o vedeți, cădeți în ea. De-aia o să apară acolo un iepure în drum, ca să fiți nevoiți să o luați la dreapta. Înțelegeți? Ăsta e turnul. Floare. Să fii sincer cu tine. Este un moment în care sinceritatea va fi importantă în toate zonele acestea. Că vorbim despre relație, deschide-ți sufletul, vorbește. Dacă e pentru tine omul ăsta, rămâne. Rămâne. Dacă nu e pentru tine omul ăsta, eliberează-l, asul de spade. Taie cordonul energetic dintre tine și el, pentru că poate, dincolo de drum, te așteaptă sufletul geamăn și tu insiști că e persoana asta. Depinde, da? Aici, la serviciu, din nou, spune ce-ți dorești, că nu o să viseze nimeni și nimeni nu-ți dă dacă nu ceri. Iar aici, la sănătate și la stare emoțională, din nou, spune, nu am chef să fac asta astăzi, sau vorbește cu un medic și spune-i, măi, uite așa și uite așa, eu mă simt așa și mă simt așa, sau, nu știu, este un sens de ceva e ascuns aici. Și încredere. Încrederea vine din experiența voastră anterioară și pe măsură ce timpul trece, iar pentru voi aici timpul a trecut și lucrurile s-au așezat frumos. E rost de sărbătoare în citirea asta, poate unde se și apropie decembrie de noi. Acum este cel mai bun moment să faceți schimbările despre care am vorbit. Acum. Bun, ca semne astrologice avem aici la relații toate semnele de aer, pești foarte puternic, scorpionul, săgetătorul, berbecul sau scorpionul, racul, vărsătorul și leul. Aici la partea de plan material avem gemeni, avem săgetător, avem gemeni din nou foarte puternic, avem fecioară, avem săgetător, avem pești și avem berbec. Iar la partea de sănătate avem berbec, scorpion, avem leu, avem fecioară, avem leu și avem toate semnele de pământ.
Energie de foc foarte puternică în citirea voastră, foarte puternică, berbec scorpion foarte puternic, semnele de aer foarte puternice, pești racu foarte puternici. Să vedem și talismanele. Le iau general. Să crezi în iubire. Să crezi în iubire. De aia apare turnul, pentru că cineva și-a pierdut complet încrederea în iubire și această încredere trebuie restaurată. Acum, ceasul. A apărut cartea aici și acum. Aici și acum. Un semn al berbecului, iată. Și pe masă sunt multe semne ale berbecului, care înseamnă a fi, adică eu, și ceva ce începe. Mâna Fatimei, care înseamnă că este ceva ocrotit divin, că este un sens al predestinării aici. Șapte, din nou, un sens al predestinării aici. O armonie, da? O armonie, cifra misticului, un nasture, ceva ce se poate coase, ceva ce poate, se poate transforma frumos, ceva ce se poate repara. Un sens al destinului, ia uite, destinul, flăcări gemene, foarte frumos. Aici avem un C și un S. Un nor fericit, adică nu va ploua, va fi soare, va fi bine. Iar aici am un SC, care poate însemna societate comercială. Deci puteți începe o afacere, puteți să revigorați o afacere pentru unii dintre voi. Totul este posibil. Vă mulțumesc tare mult că ați fost aici cu mine. Vă îmbrățișez tare. Vă aștept în comentarii mai jos să-mi spuneți care e povestea asta. În tot cazul, să fiți bun cu voi. Să fiți bun cu voi, pentru că ce credeți voi despre voi, uite, se reflectă. Ce spuneți voi despre voi se reflectă și văd și alții. Aveți abundență și suflete gemene. Foarte frumos. Vă îmbrățișez. Să fiți bine. Pa, pa.